Obrazul subțire cu cheltuială se ține este o vorbă veche din bătrân, dar care li se potrivește perfect giurgiuvenilor. Deși în alți ani tot mai mulți giurgiuveni alegeau însă și înscrie autoturismele ce au o capacitate cilindrică de peste 3000 de centimetri cubi în alte state, anul trecut lucrurile au stat cu totul altfel. Chiar dacă numărul înmatriculărilor în anul 2013 a înregistrat o scădere, numărul înscrierilor bolizilor de lux a fost în creștere. Chiar dacă toată lumea se plânge că nu există locuri de muncă și că este criză, giurgiuvenii se pare că și pe aceste vremuri nu renunță la lux. În anul 2013, peste 100 de automobile cu capacitate cilindrică de peste 3000 de metri cubi au fost înmatriculate la Giurgiu. În topul preferințelor acestora se pare că a fost Mercedes, Audi și BMW. O creștere a fost înregistrată și în ceea ce privește autorizațiile provizorii. Circa 1000 de conducători auto au solicitat anul trecut numere provizorii. Cât despre radieri auto, comisarul șef Mihai Predescu spune că în 2013 s-a înregistrat o scădere semnificativă la acest capitol. Șeful serviciului de matriculări spune că numărul mic de tichete rabla ar putea fi cauza acestui fenomen. Dacă giurgiuvenii credeau că orașul nostru ocupă ultimele locuri în mai toate clasamentele importante, în ceea ce privește numerele preferențiale, suntem pe primul loc în țară. 95% dintre plăcuțele de matriculare ale mașinilor înregistrate pe raza județului nostru sunt preferențiale. Acest lucru a devenit o tradiție la noi în oraș de mai bine de 5 ani.